Hello, minunaților! Băi, am auzit un banc tare, o poantă, nu-i tocmai banc, și nu-i chiar de râs. Ci că Isus și cu Sfântul Petru să plictiseau pe rai, pe acolo, că, na, toate bune și frumoase, te plictisești, na. Și Isus îi spune lui Sfântul Petru, bă, hai să facem dracu și noi ceva să ne uh, animăm eternitatea asta și zice, ia, cheamă 100 de oameni și adu aici să le punem o întrebare de baraj. Să vedem, mai triem din ei, mai trimitem până iad, mai... Cheamă ăsta 100 de oameni și vin, se aliniază așa în fața lor și Iisus spune, bă, cei care și-au înșelat soțul sau partenera, să facă un pas în față. Hop. Din cei 100, 95 fac un pas în față cu capul plecat, smeriți, își frecau palmele. Aparent dominați de sentimentul de vin. Și 5 rămân în spate, da? Trei bărbați și două femei. Să uită Iisus așa la ei, inspiră calm să-și alinieze ceacrele, primește informația divină de la Tatăl Ceresc și zice Ăștia 95 înapoi în rai. Ăia 5 în iad. Ăștia disperați, cei 5, stai, Doamne, Doamne, stai puțin, încercând să îi evidențieze lui Iisus că greșește, spune, Stai puțin că ăia și au înșelat. Ăia au râvnit la femeia sau la bărbatul celuilalt. Noi am fost ușă de biserică și aia. Și Isus zice, tocmai asta e, dragii mei. Păcatul se iartă. Prostia se plătește. Ce frumos, nu? Morala. Nu mai fiți proști. <laughs> da, și când spun proști aici, mă refer la prostul care știe. Și acel om care funcționează după credințele și cunoștințele acumulate. A citit el într-o carte sau i-au spus unii că nu e bine să facă acel ceva și de frică nu face acel ceva considerându-se. Sfânt sau smerit sau nepăcătos, da? Deci iată artificialitatea tiparelor mentale și infatuarea egotică care apare dominată de frică, da? Da? De frică în ceea ce pare a fi acel corp uman. Și de-aia aveți anxietate și depresie, pentru că sunteți slavii conceptelor preluate de la alți. Da? da, aveți atacuri de panică. Că funcționați după ce v-au spus alții nu liber. Ce frumos i-a triat Isus, nu? Și până la urmă, păcatul ăsta, dacă ar exista, deși nu există așa ceva, bă, ca să fie iertat, trebuie întâi făcut. Corect? Deci, iată cum din nou se indică către trăirea directă și trecerea dincolo de toate convingerile mentale preluate de la alții, fiind artificiale și moarte. Uh, știți ceva? Hai să facem un live uh, duminică seara, ora 20.30, deci mâine seara, pe YouTube. Să vedem uh, ce iese legat de suferința asta a lui eu și evidențiând ceea ce cu adevărat este. Doar una. Realitatea non-duală. Live, YouTube, 2030, mâine seară, duminică. Hai, Merry fucking Christmas!